Suntem din nou ieri la emisiunea Animasfera. Dacă în prima parte am avut ocazia să vorbim cu oameni frumoși, oameni iubitori de animale și ne bucurăm că ne urmăriți și încercați să vă dați sufletul pentru animale, pentru că asta ne și dorim. Noi aș vrea să mai aducem câteva informații în ceea ce privește tuberculoza, pentru că a fost tema ediției de astăzi. Să te întreb, am vorbit cât de periculoasă este boala, la ce animale apare. Vreau să te întreb dacă există vaccin, tratament, prevenție. Da, da. S-au încercat vaccinuri vii sau atenuate din diferite tulpini, dar s-a dovedit că astfel se întreții boala, o mai, mai scăpat de virus și au, re, au putut reapăru, re, uh, 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 cum să spun. Uh, au reapărut, sub alte reapărut, forme, sub alte... Sub alte forme, boala și atunci au zis că mai bine trebuie eradicată boala, mai bine decât vaccinată. Așa e și cazul peste porcine sau uh, rugetului și alte boli care, dacă vaccinezi, atunci practic întreții. tot timpul e prezent. A uh, fost uh, o. Un tip de vaccin cu care s-a încercat, făcut de, de, de nu, nu știu, cu C și cu G, doi oameni de știință din Elveția, Fra, din Franța, și astea deci nu era bun. De acolo însă a rămas tulpina și la om BCGU, de acolo vine numele CG de la ăștia da, da. doi oameni de știință, nu țin, am reținut numele. Dar bcg a rămas un vaccin foarte bun care se dă imediat după naștere la copii. Deci, de acolo, BCG-ul este vaccinul ăla ca să nu fac, facem tuberculoză. De deci, fapt. dacă la oameni există da. prevenție, în cazul animalelor. În cazul la... animalelor nu se face nicio prevenție. Uh, manifestări, ne dăm seama ușor la de manifestări. La, la manifestări, evident că ma, slăbirea este una din manifestările. La, nu te-ai uitat la filme din astea, din an, din secolul uh, al XIX-lea, când începe să tușească unul, uh, imediat vezi după uh, câteva secvențe pe. Pe patul de moarte cu uh, tuberculoză și începe să scui pe sânge. No, deci astea sunt evident, știm foarte bine simptomatologia la om. La animale în primul rând este slăbire, la câini este o formă cutanată când apar accese reci în zona gâtului, al capului, al, al, al greabănului. Uh, dar în primul și în primul rând este o ramolire a organismului caracteristic. Și o ultima întrebare, ce facem în momentul în care de Scoperim, că avem în uh, efectivele noastre animale bolnave de tuberculoză. Asta deja medicul veterinar este cel care, care vine și rezolvă problema. Acești, an, aceste animale sunt confiscate și uh, distruse, deci nu se dau un consum. Deci sunt uh, practic tăiate și, mă rog, tăiate și distruse. De aici și avantajul să fie înregistrate pentru că vom fi despăgubiți. Tuberculinarea asta e, deci asta e rolul tuberculinării. În fiecare an tuberculinăm și prin tuberculinare îți dai seama dacă este sau nu infectată vaca. Petre, îți mulțumesc pentru informațiile astea și în această zi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți. Eu vă dau întâlnire în schimb mâine la ora 17 în direct aici la GroTV, la emisiunea Ce vor plantele, pentru că și sănătatea animalelor, și sănătatea plantelor este importantă și mai importantă este sănătatea omului. Toate cele bune!